On Campus. Invitata noastră de astăzi este Ramona Iacob, Country Manager la IWG România. Ramona este de 12 ani parte a echipei IWG, ocupând diferite poziții de la manager de operațiuni la sales și team leader. În ultimii 7 ani a coordonat atât partea de sales cât și cea operațională pentru activitățile IWG din România, din poziția de country manager. A dezvoltat în mod activ piața locală și coordonează în prezent activitatea celor 12 locații din București ale grupului, administrând aproximativ 26.000 de metri pătrați de flexible offices. Înainte de a se alătura IWG, în 2009, Ramona a lucrat ca marketing director la un startup din Republica Cehă, iar anterior a activat ca antreprenor, administrându-și timp de 8 ani propria afacere în domeniul ospitalității. Ramona este dublu licențiată în psihologie și limbi străine, este pasionată de călătorii și expediții în natură, îi place să citească și să picteze și colectează păpuși de porțelan și antichități. Ramona, ne bucurăm să te vedem! Bună dimineața! Bună dimineața și eu mă bucur! Cum ești? Cum ai depășit perioada aceasta? Totul bine, din punctul meu de vedere, în sensul că eu sunt o privilegiată, lucrez de la birou. Astăzi sunt într-o sală de ședință și atunci mă simt mai, cred că mai bine decât mulți alții care sunt probabil țintuiți cumva acasă. Dar, ce să zic, perioada destul de challenging, încă nu e total depășită, provocările sunt diverse în fiecare zi, depinde foarte mult și de, probabil, de natura business-ului în general. În cadrul nostru avem destul de multe situații mai fericite sau mai puțin fericite, dar cred eu că ne îndreptăm ușor, ușor spre o normalitate, să spunem. Mi-ai povestit la un moment dat că ai încercat și varianta de work from home și nu, în cazul tău, nu a fost câștigătoare. Am lucrat de acasă, cred că aproximativ 3 săptămâni, chiar anul trecut, imediat spre finalul lui martie, când se anunța București un lockdown. Și atunci eu am fost nevoită să trimit copiii în afara Bucureștiului cu părinții mei, pentru că nu mai aveam bonă sau nu puteam să o expun unui risc, fiind o persoană în vârstă, și nici pe părinți nu puteam să-i supun unui risc să vină toată ziua pe mijloace de transport. Și atunci i-am trimis în afară și a apărut informația că o să fim în lockdown și nu o să mai putem părăsi Bucureștiul și, din păcate, nu puteam să-mi iau liber, pentru că era un moment în care compania avea nevoie de mine și atunci am decis să lucrez și eu, în ghilimele, de acasă o perioadă, și eu și soțul meu. Doar că pentru noi a fost extrem de complicat. Nici nu avem niște joburi care să ne permită pauze lungi, totul este foarte intens. În perioada aceea, poate știți și voi, că explodase partea asta cu întâlnirile virtuale, conferințele telefonice, programul de lucru începea la 8, se termina undeva la 9-10 seara. În background-ul meu, pentru că nu știam Zoom, chestii, cum să folosim, apărea fetița mea cu rujul, mama cu o cratiță. Era așa ceva de cascadori, rezumi. Eu mă încuiam printr-o cameră, prin alta, prin baie, prin pe unde. Da, și a fost o perioadă foarte, foarte ciudată. Dar lăsând la o parte aceste mici comparații hilare, mi s-a părut extrem de dificil să punctez așa diferența între viața personală și viața profesională, pentru că totul fiind foarte intens, nu mai exista un stop sau un început. Singura metodă prin care ne opream era pentru că aveau copiii anumite nevoi și mai trebuiau să mănânce, să doarmă, vreau cu mami, cu tati și așa mai departe. Și mi s-a părut extrem, extrem de dificil. Nu sunt un fan. Eu și înainte de a avea copii, pentru că am fost și eu tânără cândva, încă. Am lucrat tot așa vreo 2 luni de acasă într-un proiect și mi s-a părut groaznic. Și atunci n-aveam decât un cățel pe care puteam să-l scot afară anytime. Nu sunt eu o adeptă, dar nici nu cred că este foarte sănătos să stai numai și numai în casă și să nu ai o delimitare a vieților profesionale și personale. Cumva ne-ai dat deja o perspectivă personală asupra lucrurilor și acum sunt curios,
de perspectiva Ramonei Iacob în calitate de country manager la IWG. Cum vezi împărțirea asta a profesioniștilor între fanii work from home, că există și ei, fanii biroului, sau cei mai moderați care apreciază posibilitatea de a alege? Unde vezi avantaje și dezavantaje? Sigur, le-am văzut deja dezavantajele din propria ta experiență ale work from home, dar pe o scară mai largă, cum vezi opțiunile astea? Pot să vă spun din exemple clare și personale. În echipa noastră locală, dar și cea globală, există o plajă largă de categorii de oameni, de vârste, de naționalități. Și am observat, chiar ieri discutam cu un proprietar destul de important în piață, foarte mare plus pentru acest working for home, from home îl arată categoria aceasta 20-25 de ani, vârsta aceasta. Pentru mine este o surpriză, cumva să nu-i spun negativă, dar este o mare surpriză pentru că mie mi s-ar fi părut că la vârsta aceasta 20-25 chiar ai nevoie de socializare, chiar îți dorești să ieși din casă, chiar ești un om activ. Mi-aduc aminte cum eram eu la această vârstă. Și totuși acești oameni preferă așa, pentru că din păcate această tehnologizare, digitalizare, cumva a făcut ca această categorie de vârstă să fie cât mai retrasă din punct de vedere social, iar modul lor de socializare este cumva diferit față de modul meu de socializare, de exemplu, sau față de categoria noastră 35 plus sau 40 plus. Cumva noi vedem socializarea face-to-face sau evenimente de networking, însă acești tineri văd socializarea prin intermediul social media și sunt practic votanții acestui work from home, din câte am înțeles, din discuții atât cu proprietari de clădiri, dar și corporații extrem de bine cunoscute în piața locală și globală. E un pic îngrijorător din perspectiva mea, cumva aș îndrăzni să spun, având la bază și ceva psihologie, pentru că e o altă categorie pe care am studiat-o și mi se pare că cumva nu o să fie un plus pe termen lung această lipsă de socializare directă sau interacțiune umană directă. Știm bine că partea asta de social media îți oferă o perspectivă cumva altfel, este o imagine creată și nu una chiar reală și atunci nu mi se pare că ajută. Pe de altă parte, sunt categorii de oameni care în această perioadă au făcut alegerea de a lucra de acasă din nevoie și pot înțelege. Gândiți-vă că sunt foarte mulți oameni în câmpul muncii care efectiv nu au avut cu cine să-și lase copiii. Copiii, foarte mulți dintre ei sau marea majoritate și ei au urmat o școală online. Să-ți lași copiii închiși în casă nu mai este ca pe vremuri. Noi suntem generația care am crescut cu cheia de gât. Ori acești copii lași în online să studieze 4-5 ore, unii chiar clasa 6-7, câte 6-7 ore în online, nu prea poți să-i lași nesupravegheați. Și atunci această categorie de, așa să spunem, părinți, dar foarte activi în zona profesională, cumva au făcut compromisul de a alege și această variantă. Însă, o mare parte din ei sunt efectiv, nu că dornici, mai mult decât dornici să fugă cumva în ghilimele și să se întoarcă la locul de muncă, pentru că, iarăși, sunt o generație care au învățat că vânzările se fac față în față, la client, nu prea poți să creezi niște conexiuni, nu prea poți să ai o dezvoltare în business dacă nu mergi, dacă nu ești pe teren, dacă nu te uiți în stânga, în dreapta, dacă nu vizitezi, dacă nu iei pulsul pieței. Nu poți să o faci de acasă din spatele unui telefon sau unui Zoom. Este complet diferit, practic te rupi de realitate. Și atunci, din perspectiva mea și din ceea ce cred eu că se va întâmpla, deși acest fenomen de a alege o soluție
flexibilă hibridă de lucru este un fenomen de care aminteam chiar din 2018-19, când vorbeam despre generația flex, adică generația care își dorește o flexibilitate. Asta înseamnă că e o generație ce își dorește să poată să aleagă modul de a lucra, de unde va lucra, cum va lucra, câte ore pe zi va lucra, câte zile pe săptămână va lucra. Cumva această generație flex începuse să-și pună amprenta și în România, pentru că în multe alte țări europene este extrem de dezvoltată, iar această întâmplare cu minunata pandemie cumva a forțat un pic lucrurile, le-a accelerat un pic și atunci cred că viitorul este cumva o formațiune de mijloc pe care noi o numim hibrid, modul de lucru hibrid, adică cumva împărțit. O parte a săptămânii vin la birou fix, pe de altă parte am posibilitatea să-mi aleg o soluție flexibilă aproape de casă, de exemplu. Unii, cei care sunt pe zona de vânzări și trebuie să fie la client, pe teren, poate să-și aleagă o opțiune de a accesa mai multe puncte de lucru. Deci cam asta, cam așa aș vedea eu că se vor întâmpla lucrurile în viitor. În niciun caz nu cred că se va opta doar pentru a lucra de acasă, pentru că efectele acestui lucru de acasă deja sunt puternic resimțite. Și probabil că oamenii, cum spuneai și tu, sunt destul de epuizați unii după jobul de a fi și părinți în același timp cu profesioniști. Și a încercat să mai aibă și eu timp pentru propria lor persoană. Legat cumva de asta, și pentru că asta este trendul pe care și noi îl, hai să zicem, propovăduim sau în care credem, ăsta de hibrid, pentru că vom avea în continuare nevoie de spații de birou dedicate și amenajate ca un spațiu de muncă. Și pentru că vom vrea în continuare să ne îmbunătățim performanțele, ce crezi că trebuie să ne ofere biroul ca să ajungem la cea mai bună versiune a noastră? Adică să ne dea posibilitatea să ne desfășurăm activitatea, dar să nici nu vină în contradicție cu nevoile noastre de viață personală. Cred că cea mai importantă caracteristică ar trebui să fie opțiunea de a alege. În engleză noi o numim choice, pentru că nu mai putem spune ok, de azi înainte toate activitățile se vor întâmpla între cei patru pereți. Nu mai există acest concept. Există ideea că de azi înainte activitatea mea se va desfășura într-un mediu care să mă ajută să devin creativ, productiv, să mă ajute să-mi economisesc timpul petrecut în trafic, să mă ajute să-mi practic cele 8, 9, 10 ore de lucru, cum le are fiecare, să fie extrem de eficiente în ceea ce voi face eu. Și ca să poți avea acest beneficiu, să-i spunem așa, cumva angajatorii sau companiile care oferă acest spațiu de lucru trebuie să cântărească foarte bine acest aspect și posibilitatea asta de a alege este un factor extrem de determinant în productivitatea oamenilor la birou. Pentru că, de exemplu, îți dau un exemplu clasic de companie mare care în afară a semnat cu noi de curând un plan flexibil de lucru. Ei au făcut un sondaj intern și au zis așa, ok, noi avem un mare headquarter undeva în mijlocul Londrei. Și acest headquarter are zeci de mii de metri pătrați, fiind o companie extrem de importantă. Oamenii nu-și mai doresc, nu se mai simt confortabil să petreacă iarăși 2 ore dimineața cu trenul, alții o oră cu trenul până la muncă, seara o oră, trafic, aglomerație, toți la grămadă în marele headquarter. Ce putem face? Cum putem să-i ajutăm pe oamenii aceștia să vină, să se întoarcă în primul rând cu drag la locul de muncă, pentru că au nevoie, simt nevoia să se întoarcă, atunci când se întorc să se simtă în siguranță, să se simtă protejați și atunci când se vor simți în siguranță și protejați, oamenii o să înceapă să fie extrem de... o să înceapă din nou să fie creativi, să facem sesiuni de brainstorming, să dezvoltăm produsul, să lucrăm pe zona de customer service, să nu se mai audă în fundal copilul care țipă atunci când eu vorbesc cu clientul la telefon și atunci
Au făcut un sondaj intern în cadrul companiei și au ajuns la concluzia că headquarter-ul se va înjumătăți, dacă nu mai redus de atât. Asta este headquarter. Emblema companiei noastre rămâne headquarter-ul din mijlocul Londrei. Și ce facem cu restul? Păi cu restul, unii își doresc să lucreze 2 zile pe săptămână de acasă, unii își doresc să aibă echipe concentrate în anumite zone ale Londrei, pentru că au probabil un pol de clienți acolo, unii își doresc în altă parte. Și atunci au ales metoda asta. Am un headquarter redus. Evident, costul impactează și în costul companiei, deci echipa financiară are un big aplauz din partea managementului că au redus și costul. Și pe de altă parte, angajații sunt happy pentru că cealaltă jumătate a fost transformată într-o soluție flexibilă și au ales plan de membership prin care pot accesa 100-200 de locații din Londra sau din împrejurimile Londrei. Unii și-au dorit un birou fix în zona de vest, unii un birou fix în zona de sud. Și atunci, cumva, overall, din tot acest pachet, reducerile per total au fost undeva la 30%, pentru că componenta a fost formată din mod acesta hibrid, jumătate din ei în punctul fix și restul în soluții flexibile pe care și le-au ales așa cum au crezut de cuvință, probabil managerii de departamente, în așa fel încât ei să fie extrem de flexibili, să fie extrem de eficienți. Și atunci cred că dacă dai această posibilitate și te gândești serios la acest lucru, poți să mizezi pe o echipă fericită, care se întoarce cu drag, care este productivă, care în loc să piardă ore în trafic, mai bine pierd ore la telefon vorbind cu clienții sau făcând cold calling sau prospectând diverse piețe. Cumva, timpul irosit aiurea între întâlniri, între astfel de lucruri, îl folosești în favoarea companiei. Cumva că ne-ai pus lucrurile în perspectivă astfel, acum înțeleg și mai bine flexibilitatea, care văd că e cuvântul cheie, pentru că ne-ai arătat de ce și compania are nevoie de ea în vremurile astea incerte, atunci practic își adaptează, nu? Nevoia de spații și formula hibridă în funcție de ce se întâmplă și la fel pentru oamenii lor e în funcție de nevoile lor și de, să zic, echipa din momentul respectiv, nu? Eu consider o situație win-win și de partea angajatorului, dar și de partea angajatului. Și este win-win în mai multe aspecte pe care le-am enumerat anterior. Și atunci nu cred că are cum să nu funcționeze un astfel de model. Pentru că una e să-i spui angajatului, ăsta este sediu aici, vii no matter what, gata, s-a terminat cu work from home. Și una e să spui angajatului, uite, ne-am gândit la tine. Și uite, vrem să te ajutăm să recuperezi timpul pierdut, să fii mai eficient în ceea ce faci. Dacă sunt oameni de vânzări, cu atât mai mult că oamenii ăia lucrează pe target și pe comisioane și atunci ei sunt și mai motivați. Și uite, asta sunt beneficiile pe care noi ți le oferim. Și din punctul meu de vedere funcționează foarte bine și funcționează chiar și local. Adică eu v-am dat un exemplu din Londra pentru că este un deal foarte mare semnat de IWG și este foarte cunoscut, e un caz deja expus în media. Dar și în România, chiar din perioada pandemiei și chiar de vreme, adică vorbesc de luna mai anul trecut, au fost companii care și-au luat coșulețul cu ouă, s-au uitat la el și au zis ce avem noi aici. Avem un mare coș cu ouă, pe care coșul ăsta cu ouă îl ținem în locul ăsta. Aoleu, ce ne facem dacă unul dintre ouă se îmbolnăvește? Hai să splituim ouăle. Alea mai sensibile într-o parte, alea de call center într-o altă parte și așa ne-am trezit cu cereri care au ales 2-3 locații, împărțind, exact asta a fost expresia, vrem să ne împărțim ouăle ca să fim siguri că nu se îmbolnăvesc toți odată. Și atunci au ales opțiunea asta flexibilă de a lucra din diverse zone, de a avea departamentele separate. Am avut și companii care au renunțat la spații de birou și noi nu suntem furnizori de zeci de mii de metri pătrați. Noi suntem furnizori de soluții flexibile, dar chiar și așa au ales practic să facă un downgrade pe spațiu fizic pe termen fix de birou și de diferență practic și au avut posibilitatea să-și aleagă soluțiile astea flexibile. Și ne ajută faptul că în București avem 12 locații, deci practic acoperim tot Bucureștiul și avem companii care au un headquarter mic în centru, acolo un birou micuț în centru și restul oamenilor accesează celelalte 11 puncte atunci când au nevoie, cum au nevoie, în funcție de întâlniri, în funcție de casa lor, în funcție de proximitate față de locul unde trebuiau să ajungă
și ei spun că îi ajută. Am avut companii care au și crescut, au mai adăugat birouri pentru că și-au crescut echipa, au păstrat partea componentă, dar au mai adăugat. Adică fiecare ar trebui să încerce să-și adapteze modelul de business, ascultându-și din interior nevoia companiei lui. Nu prea trebuie să ne uităm, ok, la trendul global, dar pe mine mă interesează ce se întâmplă cu oamenii mei și cu businessul meu. Și dacă eu nu-i ascult și nu mă uit la ei și nu măsor clar cât de fericiți sunt, pentru că mulți dintre ei stând acasă, impactul emoțional și psihologic pe termen lung începe să se vadă și o să aibă cumva Repercusiuni și în activitatea profesională, cu siguranță. profesională. Sunt oameni care nu mai au niciun drive să mai facă nimic proactiv, adică chiar nu mai vor, nu mai pot. Și e normal, gândiți-vă că stau de 14 luni, mulți dintre ei acasă, dintre prietenii mei, am prieteni care n-au mai ieșit din training de un an, adică... Da, ăsta este un challenge. Vlad, cred că tu aveai un funky question așa pregătit. Cumva Ramona și mi-a și deschis ușa Da, spre acel are și case question. study-ul povestit deja. Hai să vedem. Bun, dar folosim acum unul imaginar. Așa. Ramona, am un funky question. Ramona Iacob este CEO-ul unei companii de tehnologie cu peste 1.000 de angajați și Da. plănuiește să se întoarcă la birou în 2022, la începutul anului. Cum o să arate biroul tău? Și la ce o să-ți folosească? Știu că ne-ai răspuns deja la o părticică din întrebare, dar acum vrem să te punem on the spot. Tu ești CEO-ul. Și avem nevoie și de tips and tricks pentru ascultătorii noștri care poate sunt în În situația asta situația și i-ar asta. putea ajuta sfaturile unui profesionist. Este clar că sunt o companie, ok, clar de tehnologie, am mulți oameni, 1.000, wow, deci în mod normal, într-un scenariu clasic, mi-ar trebui o locație. Dacă vreți, nu știu Clujul, putem să vorbim de București, dar hai să zicem în Cluj, mi-ar trebui, cred că m-aș uita ca CEO la o locație centrală, ușor accesibilă, evident, și aș face un calcul, 10 metri pătrați, ori 1.000 de oameni, wow, cât și 1.000 de metri pătrați îmi trebuie. Dar ținând cont de ceea ce spuneam și plus că cei care lucrează în zona asta de tehnologie sunt oameni extrem de flexibili cu o dorință acerbă de a avea o flexibilitate mai aparte față de alte categorii de activități. În primul rând m-aș asigura că tot ce înseamnă partea de digitalizare, tehnologizare a companiei mele este extrem de bine pusă la punct și consider că aici a fost cel mai, pentru foarte multe corporații sau companii mari, cea mai mare investiție aici s-a produs, chiar și în cazul nostru ne-am digitalizat atât de mult încât m-am și speriat la un moment dat câte lucruri noi au apărut. Deci m-aș asigura că am partea asta extrem de bine pusă la punct și apoi este clar că n-aș mai face mutarea de a mă duce într-un contract de 10.000 de metri pătrați pe 10 ani, în care să fac o investiție de un minim 300 de euro pe metru pătrat, ceea ce îmi blochează o sumă destul de mare de bani. Mai ales că zona asta este cu ups and downs și ea, proiecte vin, proiecte nu mai vin, stagnează și atunci iarăși de ce m-aș angrena într-o astfel de cheltuială lunară pe care, indiferent cât de productiv sunt ca și companie, trebuie să mi-o acopăr. Și dacă aș fi în situația asta, aș lua un spațiu la jumătate, este clar. Ce aș pune acolo în jumătatea aia? Fix oamenii care chiar au nevoie de spațiu fizic, unde e clar că îmi trebuie server room-uri și toate nebuniile necesare unei companii de tehnologie care probabil creează software, dezvoltă și așa mai departe. Deci este foarte bine, mi-aș împărți foarte bine departamentele, cine trebuie să vină fizic la birou și cine are fizic nevoie de treaba asta. Iar restul din celelalte departamente aș putea să le ofer posibilitatea unora, dacă chiar își doresc și este un must-have și am măsurat eficient eficiența și productivitatea lor, posibilitatea să lucreze și de acasă, dar este clar că le-aș adăuga o componentă din aceasta flexibilă pentru că am nevoie să mă văd cu ei ca, nu eu direct ca CEO, eu mă întâlnesc, să zicem, cu board-ul, dar managerii de departamente am nevoie să-i văd săptămânal pentru un brainstorm, pentru a vedea cum evoluează proiectele. I-aș scoate, evident, din case.
Și aș merge pe zona asta, 50-50. Nu aș mai face niciodată, nici înainte eu nu încurajam mutarea asta cu capul înainte. Hai repede să ne luăm 10.000 de metri pătrați, hai repede să punem pe acolo leagăne, scăunele, drink bar, ce alte minunății am mai văzut, prosecco bar, adică ceva, niște lucruri atât de... Și într-un final, ce se întâmplă cu ele? Oamenii s-au obișnuit cu ele și uite, acum ne aflăm în situația în care tinerii noștri spun, nu, eu nu mai vreau să vin, vreau să lucrez de acasă. Deci este clar că m-aș uita foarte atent la lucrurile astea, nu și din perspectiva eficientizării costurilor, că evident, fiind, să zicem, CEO, clar, tendința noastră este să ne uităm către costuri, dar este extrem de important în această perioadă, pe lângă costuri, să ne uităm și la oameni. Pentru că orice business fără oameni stabili emoțional și care să aibă o siguranță că lucrurile le facem în favoarea companiei și a lor și că împreună formăm o echipă, nu ai cum să ai un succes. Dacă oamenii sunt complet demotivați și nefericiți și nu se simt ok și nu au o balanță din aceasta a vieții, că și asta este important. Toată lumea zice, da, știți, programatorii IT-ști pot să lucreze oricând, de oriunde și nu... Corect, dar hai să ne uităm un pic și la viețile lor, la unii dintre ei. Trebuie, omul este o ființă umană, omul e o ființă umană, o tâmpenie am spus acum, dar suntem oameni care avem nevoie de o limită, o linie. Aici e viața profesională, aici este viața personală. Și citeam un studiu recent că avem o populație de 30 și un pic care încă locuiește cu părinții, adică e un pic îngrijorător. Și nu Și e lucrul simplu să stai toată ăsta. ziua cu părinții la 30 și un pic de Și ani. nu e simplu și probabil că și pe mulți încurajează și chestia asta, că au posibilitatea să lucreze și de acasă și lucrează full time și nu mai au, nu știu când e zi, când e noapte. Și atunci aș încerca cumva pentru binele lor emoțional să îi împing spre a veni și către biroul ăla flexibil sau soluția flexibilă pe care eu i-am asigurat-o ca și angajator. Și poate și pentru binele companiei, pentru că toată partea asta de dezvoltare nu prea se va putea face fiecare stând frumos acasă în training, cum spuneai tu. Așa este, da. Mă bucur tare că am lăsat întrebarea asta spre sfârșit, fiindcă știu că toată lumea vrea să audă răspunsul Ramonei. Avem mulți urmăritori și mulți care ne-au povestit despre scenariul în care se află și chiar ne-au rugat să-l adresăm. N-am inventat-o noi întru totul. Întrebarea, da, e globul de cristal, știu că nu l-avem niciunii ca să știm cum o să arate viitorul, dar pe toți ne preocupă întrebarea asta, cum facem să devenim din nou performanți și să fim creativi și să putem să ne manageriem echipele, să interacționăm cu oamenii și să ne facem companiile să crească și oamenii să aibă senzația că se dezvoltă profesional în continuare. Așa că îți mulțumim foarte mult pentru Mulțumim. insight-uri și pentru discuția de astăzi. Și pentru toate exemplele practice pe care ni le-ai oferit, Ramona, îți mulțumim frumos. Cu mare drag și eu cred cu tărie, ca să închid discuția, că puterea este în noi de a face lucrurile să fie pozitive. Personal, am fost un picuț speriată de nebunia asta pentru că nu înțelegeam. Atunci când nu înțelegi, te sperie. Când nu poți controla, de fapt, lucrurile, ești un pic speriat, dar am renunțat în a mai asculta toate știrile negative. Eu, împreună cu echipa, ne-am văzut mai departe de our day-to-day work și day-to-day life, evident, cu toate măsurile de protecție necesare, evident că n-am mai ieșit, că nu mai puteam ieși cum ieșeam înainte, dar am ales ca timpul ăla petrecut să fie realmente petrecut împreună și recomand tuturor să profite de momentele astea, chiar dacă ele par cumva negative, poate să le transforme în ceva pozitiv. Mi-am reactivat cărțile lăsate începute pe noptiere pentru că niciodată nu aveam timp de ele. Putem învăța ceva în perioada asta, nu știu, ceva ce ne-am dorit poate tot timpul, că na, nu mai e cum să ieși la terasă la restaurant, atunci petreci 3 ore, nu știu, făcând o pictură pe numere. Dau un exemplu, că am descoperit-o eu recent. Și adică poți face din ceva care pare înfricoșător și fără perspectivă ceva pozitiv și sunt convinsă că dacă toți
ne adunăm așa forțele și ne gândim că trebuie cumva să ieșim la liman și să rămânem sănătoși și la minte și la trup, că asta este important, atunci o să fie extrem de bine și de benefic. Doamnelor și domnilor, Ramona Iacob. Mulțumim foarte mult și sperăm să avem în continuare lucruri din ce în ce mai bune de spus despre evoluția asta muncii și future of work. Numai bine, mulțumesc și eu. La revedere! Acesta a fost episodul On Campus de astăzi, alături de Ramona Iacob, Country Manager IWG. Îi mulțumim Ramonei pentru toate ideile pe care ni le-a povestit, pentru faptul că ne-a arătat deja o nouă realitate, ne-a spus despre modul în care companiile folosesc versiunea de Flexible Space pentru a-și motiva angajații și ne-a arătat că, și după pandemie, munca la birou va fi relevantă și importantă. Rămâneți alături de noi, urmăriți-ne pe toate canalele de social media, o să ne găsiți pe toate, și trimiteți-ne opinia voastră. Vrem să știm ce anume v-a plăcut, ce a rezonat cu voi și ce ați vrea să auziți în continuare. Mulțumim! On Campus.